ei sunt pensionarii cărora Viorica Dencil le-a pus gândreu, trebuie un echilibru în sistem. Pensiile vor crește de la 1 iulie, după ce punctul de pensie va urca de la 1000 de lei la 1100 de lei, iar pensia minim va crește subliniere de la 520 de lei la 740 de lei, iar o nouă creștere va intra în vigoare după ce legea pensiilor va fi promulgat. E o categorie de pensionari cărora Viorica Dencil le-a pus gândreu. Este vorba despre cei cu pensii speciale, care ar putea rămâne fără ele. Trebuie un echilibru în sistem. Sunt convins că ministrul Muncii are în vedere acest lucru. Nu vreau să me hazardez în a da acum soluții până nu ne fundamentăm, până nu vedem legea finală. Atunci vom ie sublinierea cu o formă finală care, a sublinierea cum am menționat la început, trebuie să aduc un echilibru sublinierei în cadrul sistemului de pensii. Încercăm să reglăm toate aceste lucruri din sistemul de pensii, a spus Dencil la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu.